Isabela Vasiliu Scraba, Filozofia lui Heidegger, partea a doua. Pe exemplarul din Sein und Zeit, oferit profesorului Husserl, tânărul autor a transcris următoarele rânduri din Lessing. Pentru mine, cea mai deplină limpezime de gândire a fost întotdeauna cea mai mare frumusețe. Dacă ar fi să ne luăm după diversele prezentări ale filozofiei heideggeriene în Wikipedia, am ajunge la concluzia că cei care îl cinstesc pe Heidegger nu regăsesc în scrisul lui nici urmă din declarata prețuire a limpezimii. Pentru ei, gândirea acestui filozof german, îndrăgostit de claritatea exprimării, pare o culme a obscurității pe care nu o pot înfățișa decât printr-o obscuritate încă și mai deplină. După ce a citit Sein und Zeit, cartea care l-a făcut celebru pe Heidegger, filozoful Lucian Blaga, surprins de monotona limpezime a ideilor, notase că volumul i-a dat impresia unei plimbări printr-o pădure în care se repetă același copac. La vremea celui de-al doilea război mondial, Walter Bimmel aducea faimosului profesor de la Freiburg revista Seculum, fondată de universitarul Lucian Blaga, revistă cuprinzând și rezumate din limbile europene de mare circulație. Într-un articol din 1942 despre Martin Heidegger, la care ajunsese cu greu și Alexandru Dragomir după un ocol pe la Universitatea din Breslau, Bimmel scrisese că Heidegger cunoaște România din buna reputație de a fi o țară a filozofilor, căci mereu îi vin de acolo studenți în filozofie, pe când bulgarii vin la Freiburg să studieze economia politică, iar maghiarii medicina, românii își reprezintă țara pe frontul spiritual. Citat, trecut în eseul Isabela Vasiliu Scraba, din discipolii necunoscuți a lui Heidegger, Constantin Oprișan, care figurează drept postfață a volumului de versuri Constantin Oprișan, Cărțile Spiritului, editura Cristiana 2009. Ontologia fundamentală inițiată de Heidegger în Sein und Zeit și-a propus o abordare a problemei ființei, pornind de la deosebirea dintre existența ei nedeterminată și cele existente în timp. Până la filozoful german, problema ontologică viza determinarea atributelor și a esenței celor ce există. La Heidegger, solul originar al metafizicii, rațiunea de a fi, se suprapune peste misterul existenței. Cu limpezimea de gândire pe care o pretindea nu numai la studenții săi, mereu îndemnați să-și clarifice conceptele pe care le folosesc, filozoful consemnase în Sein und Zeit următoarele. Nedeterminabilă prin procedeile de determinare a celor existente, ființa, idee în sine nedeterminată, se conturează ca ținând de extralogic. Încheia citatul. În Platos Lehre von der Wahrheit, Heidegger și-a construit argumentația pornind de la faptul că libertatea s-ar găsi în miezul adevărului. Asemenea esență platonică a adevărului ar avea darul de a contura poziția particulară a omului ca loc de dezvăluire a ființei, căci numai omul, ca Dasein, nu-și duce traiul în timp ca într-un cadru care îi preexistă. Firea Daseinului e strâns legată de istoricitatea sa, timpul însuși fiind, după filozoful german, prenumele existenței. Metafizica pornită de la existențe, adică de la prezența celor ce există, s-a făcut vinovată de uitarea de ființă,
pierzând sensul originar al adevărului ca dezocultare. Metafizica tradițională s-a văzut exclusă de la cunoașterea ființei, căci, în loc să-și reprezinte ființa pornind de la ce s-a ascuns, și-a reprezentat-o de la ceea ce s-a arătat. În aceasta a constat marea ei eroare, subliniază Heidegger. Ființa nu trebuie gândită sub forma reprezentării a ceva dat, cum a fost ea gândită în ontologia clasică. Sein ist nicht so etwas wie Seiendes, precizează cu limpezime Heidegger în Sein und Zeit. Pentru filozoful german, aletheia guvernează asupra începutului filozofiei eline. Într-o interpretare nouă a lui Platon, adevărul platonic este și el văzut ca drum ce duce către dezvăluirea ființei ocultate. Numai că ființa indeterminabilă sau existența în cea mai deplină nedeterminare a ei nu se confundă la Heidegger cu ideea supremă de bine, totodată adevăr și frumusețe absolută, cum era ea la Platon, în gândirea căruia esența preceda existența. Așa cum am arătat în cartea mea intitulată Mistica platonică a participării la divina lume a ideilor, la filozoful antic, binele suprem era principiul de cunoaștere și de existență a celor ce există pe calea participării. Confiscata Wikipedie românească, în care sunt cu grăbire cenzurate exegezele mele la fascinantele povestiri iliadești, induce în eroare cititorul care găsește la fișa de prezentare a lui Heidegger chiar și gogomania după care ontologia filozofului german s-ar situa, vezi, Doamne, în continuarea ontologiei lui Platon și Aristotel. După Heidegger, aletheia sau calea adevărului ar fi destinată doar omului, acelui existent privilegiat pe care filozoful numește Dasein, cu sensul de om existent aici, în lume și în timp, nu ceva de genul unui subiect abstract. Simțindu-se străin de lumea în care viețuiește, omul poate accede la autenticitatea existenței, începând prin a-și pune întrebările fundamentale legate de firul propriei vieți curmate în mod fatal la ceasul morții. Spaima de moarte, care nu se știe când va veni, ar avea virtuți purificatoare pentru că duce la revelarea întrebării metafizice privitoare la existență. Întrebarea asupra sensului vieții, pentru Heidegger, se confundă cu problema existenței transcendând temporalitatea. Dintre toate ființele trăitoare în lume, doar omul își poate depăși existența neautentică, redusă la prezent și dominată de griji mărunte. În concepția expusă în Sein und Zeit, relația om-lume-temporalitate oferă doar premiza primordială pentru existența autentică. Posibilitatea, noțiune fundamentală în gândirea lui Heidegger, are sensul de a lăsa să se actualizeze în om libertatea de a transcende existența comună. Însăși auto-înțelegerea existenței umane se pune în termen de posibilitate, în sensul precis că posibilul, fiind mai presus de realul înfăptuit, este punct de plecare sau temelie, în termenii heideggerieni, din von Wesen des Grundes. Auto-înțelegerea poartă către intrarea în acțiunea libertății. Prin ea, omul are posibilitatea de a depăși impasul său existențial, declanșat de criza desolidarizării cu lumea în care își duce traiul de azi pe mâine. Libertatea,
este înțeleasă ca originea schimbării și ca făptuire posibilă în virtutea firii omenești, ceea ce îi conferă totodată legitimare. Originea schimbării, posibilitatea actualizată prin schimbare și legitimitatea actualizării unei potențe, ce zace în esența omului, ar fi trei forme pe care le îmbracă temeiul libertății ca sol originar al acesteia. Privite dintr-o perspectivă diferită, cele trei pot fi și identice, în alt chip, pentru că toate provin dintr-o situație de criză cauzată de o existență neautentică. Mai precis, din spaima pe care abisul neexistenței o trezește în omul ce se vede pe sine ca străin de lumea în care trăiește, neimplicat în mod esențial la desfășurarea istorică a unei lumi cu care nu se simte solidar. Numai că libertatea de a transcende domeniul istoricității nu duce pe om mai departe de coordonatele a ceea ce Mircea Vulcănescu numise mântuirea prin cultură, poziție păstrată de Heidegger până la sfârșitul vieții sale. Se știe că ultima sa dorință a fost să-i se citească la înmormântare din poezia lui Hölderlin. După filozoful din Freiburg, posibilitatea omului de a se deschide către străfulgerările luminatoare ale ființei ar sta de la bun început înscrise în firea omenească. Înscrierile inspirate de zei, limbajul revelator al ființei, luminează și ascunde în același timp, însuși limbajul fiind astfel devenit lăcaș al ființei. Dacă ar fi să adunăm într-un mănunchi ideile prin care Heidegger creionează termenul de libertate, am constatat că în jurul acestui focar se pot strânge mare parte din pietrele de construcție ale sistemului său, deși filozoful german s-a tot mângâiat cu gândul că vremea sistemelor a trecut, iar el nu a pretins niciodată că a dat vreun răspuns la întrebarea asupra ființei prin eșafodajul conceptual al vreunui sistem, ci doar că a degajat orizontul în care întrebarea asupra ființei poate fi pusă. Astfel găsim în gândirea lui Heidegger următoarele echivalențe ale libertății. Întâi, ea este orizont de deschidere a posibilității de simplă transcedere a unei crize. Apoi devine depășire sau transcedere corelată cu temporalitatea, cu istoricitatea omului angoasat de însăși existența sa în lume. Adevărul ontologic, ca dezocultare a ființei, este și el făcut posibil de libertate, în prima instanță manifestată de capacitatea omului de a se interoga asupra existenței. Vom încheia enumerarea, deși lista s-ar putea întinde pe mai multe pagini, pentru că gândirea filozofului îmbogățește mereu aceeași idee cu noi și noi formulări, odată cu înnoirea perspectivei de abordare. Teodore Kissel citează într-un text scris de Heidegger în 1945 că drumul parcurs prin Sein und Zeit s-a arătat a fi fost precum o cărare ce își pierde urma în pădure și obligă la întoarcere, la reînnoirea întrebărilor. Der Weg, der Gang durch Sein und Zeit. Conform hermeneutizării lui Heidegger din Platos Lehre von der Wahrheit, libertatea n-a fost întâmplător considerată drept esența adevărului. Doar că nu despre adevărul platonic era vorba, ci despre adevărul propus odată cu ontologia fundamentală heideggeriană. Ajuns la sfârșitul succintei prezentări de fațete ale gândirii heideggeriene, suntem în măsură să tragem câteva concluzii referitoare la problema adevărului,
pe care filozoful ține să-l numească platonic. Ca o primă impresie, remarcăm cum, între ontologia platonică și ontologia lui Heidegger, se cască o prăpastie. Dar nu cum spune filozoful german, din pricina faptului că Platon ar fi pierdut planul metafizic pentru a trece în planul fizic, ci din alte considerente. Platon încearcă prin intermediul mitului peșterii să lămurească nu numai poziția omului în lume, dar și față de sine însuși, precum și raportul omului cu ființa supremă, numită de Platon binele absolut. Lumea sensibilă, pentru filozoful antic, era fenomen, adică simpla aparență care se cerea depășită spre a ajunge în domeniul numenal, unde sălășluiește binele totuna cu frumosul și adevărul absolut. Omul nu poate afla nimic despre el sau despre binele suprem, condus de sentimentul de teamă, ci doar călăuzit de încrederea pe care o trezește conștiința înrudirii sale, printr-o parte a sufletului, cu lumea numenală, dominată de binele absolut. După Vasile Pârvan, gândul de frică, de spaimă față de puterea divină, creează fir de servi, nu de oameni liberi. Suntem făptura lui Dumnezeu, după chipul și asemănarea lui, suntem copiii lui care greșim pentru că haina pământească a sufletului nostru etern e prea greoaie și nevrednică de cer. Dar cu avânturile noastre spre frumos și adevăr, suntem lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Citat din Vasile Pârvan, Scrieri, București, 1981. Doar înarmat cu încredere în acest adevăr știut și de Platon, omul ajunge să depășească lumea umbrelor a peșterii și să iasă la lumină pentru a contempla binele suprem, sursă a tot ce există. Pe 25 decembrie 1931, Nae Ionescu, profesor care obișnuia să-și îndemne studenții să-l audieze pe Heidegger, scrisese într-un articol din Cuvântul că, citat, mântuirea sub cer nu există. Nu există decât mântuirea prin legătura dintre cer și pământ. Iar între cer și pământ, în drama răscumpărării primului păcat, omul stă singur în fața lui Dumnezeu. Încheia citatul.